Salut! În videoclipul acesta vreau să discutăm despre Polkadot, pentru că se întâmplă lucruri destul de interesante cu acest proiect. Anunțuri importante despre proiect, airdrop-uri în ecosistemul Polkadot și zone de preț pe care le urmăresc în perioada următoare sunt doar câteva din subiectele pe care le-am pregătit pentru astăzi. Haideți să nu mai pierdem timpul, să trecem direct la treabă, dar înainte nu uita de un like, nu uita și de un comentariu, ajută foarte mult acest canal. Iar pentru cine își dorește să susțină canalul, poate să devină membru și o să aibă acces la niște beneficii extra. Foarte pe scurt, câteva cuvinte despre Polkadot. Este o platformă blockchain cross-chain concepută pentru a sprijini interoperabilitatea și scalabilitatea între diferitele rețele blockchain. Permite transferul securizat de date și valori între parachains, oferind în același timp o structură flexibilă pentru construirea de aplicații descentralizate. Prin mecanismul său unic de consens și structura de rețea, Polkadot își propune să creeze Internet of Blockchains, unde diverse rețele pot comunica și opera într-un mod eficient. Pe lângă că urmează actualizarea Polkadot 2.0 în Q2 2024, unde rețea o să primească destul de multe actualizări, nu vreau să intrăm foarte mult în aceste detalii tehnice, dar dacă este cineva interesat să afle mai multe despre această actualizare, acum 5 luni am făcut un video despre Polkadot 2.0 și o să las în descriere sau puteți să intrați la mine pe Twitter pentru că o să postez astăzi un thread despre Polkadot 2.0. Ambele linkuri le puteți găsi foarte ușor în descriere. Vreau să nu uităm la această știre foarte bullish din punctul meu de vedere. Comunitatea Polkadot a votat pentru a aproba o propunere care va arde veniturile generate din vânzările de core time ale platformei. Acest lucru înseamnă că o să înceapă să ardă tokenul DOT, făcându-l deflaționar în timp, ceea ce poate contribui într-un mod pozitiv la creșterea prețului. În acest articol ne este dat un exemplu din mai 2021, când Vitalik Buterin a ars 410 trilioane de token Shiba Inu care valorau 40% din total supply. După acea ardere, prețul Shiba a explodat și a făcut 16x în următoarele 6 zile. Nu este chiar cel mai bun exemplu, pentru că în cazul DOT nu o să fie o singură ardere cu o cantitate mare de token. Cu toate acestea, efectul pe termen lung a mai multor arderi s-ar putea să ajute tokenul DOT. Haideți să vedem ce am găsit și despre airdrop-uri în ecosistemul Polkadot. Am găsit un airdrop de la un proiect numit DED, unde absolut toți tokenii o să meargă la deținătorii de DOT. Însă mare atenție că tokenii DOT trebuie să fie pe un wallet nativ Polkadot, nu pe CEX, că altfel nu o să primești nimic. Pentru acest airdrop pur și simplu trebuie să ai DOT în wallet, nu trebuie să-l ai neapărat la staking, este suficient să-l deții în portofel. Și trebuie să menționez că acesta este un meme coin. Aici putem observa că este făcut de comunitatea DOT și în mare spuneau că este pentru cei care spuneau că Polkadot este un proiect mort. Vedem că curând o să urmeze un snapshot, nu au anunțat încă data, însă probabil să fie în această lună. Puteți găsi în lista mea de airdrop-uri informații despre aceste airdrop-uri, dar și alte airdrop-uri la care eu particip. Aveți aici și link în cazul în care vreți să vă creați wallet-uri Polkadot în cazul în care nu aveți unul. Și chiar vă recomand să vă alăturați în grupul de Telegram pentru că găsiți acolo informații care cu siguranță or să vă ajute. Dacă vreți să citiți mai multe despre acest proiect, accesați pur și simplu site-ul dotisdead.io. Aici aveți o secțiune de întrebări și răspunsuri, puteți să intrați la ei pe Telegram, văd că au lansat și un joc și mai o să urmeze ceva de genul DeadGPT, care este în beta. N-am studiat foarte mult, știu doar că putem să primim airdrop dacă avem DOT în wallet-ul nativ de pe Polkadot. Tot aici pe site-ul lor puteți să găsiți și wallet-urile eligibile, poți să alegi să-ți faci Nova Wallet, Talisman, Subwallet sau Fearless. Care vrei tu, este la alegerea ta. Al doilea airdrop este de la InvArk. Acest proiect eficientizează interacțiunea Web3 prin oferirea unui singur cont pentru o operare fără întreruperi în mai multe blockchain-uri, simplificând domeniul digital într-o experiență unificată. După cum puteți vedea și în acest tweet, acest proiect va face un airdrop de 20 de miliarde de tokeni către cei care au DOT la staking. Pentru a te califica, trebuie să ai DOT la staking în Polkadot Relay sau pus la staking în aceste protocoale Bitfrost Finance,
Conversable Fin, care sunt niște protocoale de liquid staking, și au sugerat că poți să folosești wallet-ul Nova, Talisman sau Subwallet App, oricare dintre acestea este bun. O să pun în documentul de airdrop și acest link pentru a vă fi ușor să-l citiți. Și tot ce aveți de făcut este să intrați pe Telegram și o să aveți absolut toate detaliile aici. Acum să ne uităm foarte rapid și pe grafic să vedem ce se întâmplă cu DOT. Vedem că în această perioadă, în 25 decembrie 2023, DOT a atins un maxim local de 9,59 de dolari, de unde a început o corecție de aproximativ 39%. Am făcut ecranul un pic mai mare să se vadă mai bine. Ok, și din acest punct, de la 6 dolari, a început o creștere și în momentul de față DOT este 9,29 dolari. Este foarte important să observăm ce se întâmplă, deoarece putem vedea că în trecut a avut probleme în această zonă și n-a reușit să treacă peste. Dar din punctul meu de vedere, dacă o să avem închidere pe daily peste această zonă de rezistență, care în momentul de față a luat-o ca suport, cea de la 9,29 de dolari, șansele devin din ce în ce mai mari să ne ducem către următoarea zonă de rezistență, care este între 12,65 dolari și 15 dolari. Asta urmăresc eu pe DOT în următoarea perioadă și vedem că această rezistență este din trecut, de undeva din 2021, ianuarie și august-iulie. Și a acționat la fel o zonă de suport aici în 28 februarie. Practic, graficul arată foarte bine, putem vedea că DOT pe time frame de o săptămână se află peste toate EMA-urile, ceea ce ne indică că este un trend ascendent. RSI-ul este la 69, la fel ne indică un trend ascendent, cumpărătorii sunt în totalitate în putere. Dar este foarte important să vedem ce face la această zonă de suport din momentul de față, de la 9 și 15 dolari. O să reușească să țină această zonă, pentru că sunt șanse destul de mari să vină la retest. Vedem că exact asta s-a și întâmplat dacă ne uităm pe daily. Ieri a atins 9,52 și astăzi putem observa cât de bine a ținut zona aceasta, chiar dacă a scăzut sub ea, a reușit să recupereze și în momentul de față se află peste zona de rezistență, care în momentul de față este un suport. Scenariul meu este destul de bullish dacă închide peste această zonă astăzi. Cred că avem șanse destul de mari să meargă să viziteze cel puțin în primă fază, dacă schimbăm înapoi pe weekly. În primă fază ar putea să viziteze, stați să punem și o zonă de rezistență. În primă fază ar putea să viziteze 10.80, 11.78 și după până la zona de 12,6 dolari nu mai are absolut nimic. Are teoretic cale liberă. Oricum o să vedem ce o să se întâmple. Cam atât pentru astăzi. Sper că informațiile prezentate au fost de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici. Vă invit să mă urmăriți și pe Twitter. Vă invit să vă alăturați și în grupul de Telegram, unde aveți lista mea cu airdrop-uri și alte postări pe care eu le fac. Din ce mi-aduc aminte, am pornit acest grup în 15 ianuarie și eu chiar cred că ofer informații de valoare acolo din moment ce suntem peste 800 de oameni în acel grup, în mai puțin de 2 luni. Bun, și noi ne auzim data viitoare. Vă doresc o duminică plăcută. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.